Marinei Tauberi a fost scoasă imunitatea în Parlamentul Republicii Moldova, la solicitarea Procurorului General Interimar. Pentru a noua oară. Și de râs și de plâns, dragi prieteni, eu mă gândeam astăzi să fac un clip video ca de obicei frumos, cu probe, cu secvență video, cu nevoi, cu de toate. Nu o să fac chestia asta pentru că chiar nu merită efortul și timpul meu să fac acest lucru. Ori lucrurile sunt evidente. Și pentru mine, dar și pentru dumneavoastră, acest lucru devine penibil. A noua oară îi se scoate, Marinii Tauber, imunitatea. Și niciodată dosarele n-au ajuns să fie cu condamnare în instanța de judecat. Da, știu, bineînțeles, mulți vor spune, domnule, e o justiție coruptă. Judecătorii sunt corupți. Dar eu vreau să vă pun întrebarea logică și pertinentă, când acest lucru se întâmplă pentru a noua oară consecutiv. Acest lucru nu seamănă un fel de procuratură politică? Astăzi, în deosebi, am văzut că i-a fost scoasă imunitatea și a fost pusă sub învinuire pentru faptul că a protestat în instanța de judecată, că și-a permis în incinta unei judecătorii să nu fie de acord cu felul în care se examinează un dosar, și să-și exprime părerea despre acest lucru. Eu înțeleg că e Marina Tauber, eu înțeleg că e Partidul ușor, că e grup criminal organizat, eu înțeleg toate aceste chestiuni, dar acestea nu justifică sub nicio formă încălcarea flagrantă a legii, subordonarea flagrantă a procuraturii sub politic, executarea unor comenzi politice evidente, pentru că dacă în cazul Marinei Tauber este ilegal și vine procurorul în Parlament să te scoată pentru că ai protestat în instanța de judecată și ai spus că nu ești de acord cu felul în care se judecă un caz al tău personal și ceri să se respecte procedura și legea, ce ar trebui atunci să se întâmple cu Maria Olar? Ar trebui să înfunde pușcăria, probabil, sau poate și mai grav. Ce ar, dar ar trebui să se întâmple cu domnul prim-ministru Dorin Recean, care de la tribuna guvernului spune că e judecătorul cu tare și cu tare și cu tare, n-au luat decizii corecte și o să fim cu ochii pe ei? Oare asta nu este imixtiunie în justiție? Oare asta nu este împiedicarea înfăptuirii justiției? Dacă noi ajungem să trăim în Republica în care să-ți exprim punctul de vedere, tu care nu ești partea exercitării puterii de stat, nu ai voie să ai o opinie despre felul în care este judecat un caz? Stau și mă întreb: oare asta este democrația, oare asta sunt valorile europene? În același timp, doamna Drăgălin se plimbă cu bodyguard și cu pază în Parlamentul Republicii Moldova. Ea și acolo este în pericol. Ea și acolo este urmărită de comentarii răutăcioase pe internet care o pun în pericol. Pentru că așa a spus în cadrul unei emisiuni televizate. Asta e culme. Asistăm, dragi prieteni, în ultimii patru ani Republica Moldova la o debandadă fără precedent. Și eu susțin parcursul european al Republicii Moldova. Și eu susțin că trebuie să fim civilizați, democratici, că trebuie să ne integrăm în rândul statelor dezvoltate care au un comportament decent și care respectă demnitatea umană. Dar nici într-un caz nu pot să susțin un asemenea tip de comportament oricât de mult nu m-ați constrânge, oricât de mult nu m-ați obliga, oricât de multe etichete nu mi-ați aplica, nu pot și gata. Pentru că ele vin în contrasens cu valorile mele. Ele vin în contrasens cu logica mea, cu educația mea și cu felul în care arată Uniunea Europeană. Eu nu cred și nu admit ca asemenea comportament să fie numit parcurs european al Republicii Moldova. Nouă ridicări de imunitate. Nu mai ai și ridica acolo, gata, au fost ridicate deja de 9 ori. Mandatul acesta se dă pe 4 ani și odată cu mandat se dă și imunitatea pe 4 ani. Dacă a fost ridicată imunitatea, gata, ridicată, e ridicată ei iarăși, o ridică și iarăși. Deja e penibilă chestia asta. Nu își mai face probabil nimeni iluzii, poate doar cei mai naivi sau cei mai zombați de televiziunile galbene care nu privesc nimic altceva în afară de presa PAS. Oameni buni, noi alunecăm într-o prăpastie enormă pentru că aceste subiecte pe care le discut acum încep să devină normalitate. Noi, în loc să discutăm niște chestiuni mai complexe, mai importante, să ne gândim la alte lucruri, la soluții, la reforme, la strategii, noi discutăm niște prostii și aceste prostii devin deja o normalitate și noi, din lipsă de alte subiecte, pentru că ei altceva nu pot furniza decât prostii, ajungem să zacem în această mocir, în această baltă și să mocnim în ea. Tot ce vorbim noi sunt prostii. Doar subiecte prostești, ridicări de imunități, pază în Parlament la Drăgălin, e cel mai mare pericol. Dacă e în Parlament, e în pericol, atunci halal de țara asta și halal de pericolul ăsta. Procurorii sunt declarați, un procuror e declarat pericol public. O nebunie totală ce se întâmplă în Republica Moldova, eu chiar nu cred că mai este cazul să mai explic ceva. Cred că toți cei care au minima rațiune, un minim procent de creier care funcționează, își dau seama clar ce se întâmplă. Eu condamn acest lucru. Eu sunt împotriva acestui lucru. Eu vorbesc și voi vorbi despre acest lucru, pentru că vreau un stat, dezvoltat un stat civilizat cu oameni civilizați, cu presă liberă și cu instituții ale statului care funcționează, nu care sunt subordonate unui partid politic, nu care execută asemenea comenzi ieftine, chiar dacă e vorba de cele mai odioase grupuri. Acest lucru nu contează. Legea trebuie să fie una pentru toți. Principiul egalității în fața legii, principiul legalității și principiul prezumției nevinovăției. Aceste lucruri sunt sfinte, ele nu pot fi încălcate. Toți cei care atentează la ele și se acoperă cu scopuri mai mari, cu parcurs european și cu așa mai departe, sunt niște trădători, sunt niște impostori, sunt niște falși care compromit aceste valori sfinte pentru poporul Republicii Moldova, pentru oamenii care au aspirații sincere de a trăi mai bine, de a trăi civilizat și le bagă în cap acestor oameni iată, această degradare psihică, mentală și legală. Iar cel mai periculos lucru este faptul că ei creează niște precedente. Adică următorii după ei vor spune, aha, voi ați făcut așa? Înseamnă că și noi avem voie. Dar deși voi ați avut voie, dar noi nu. Iar noi cu dumneavoastră, cum am spus, o să ne confruntăm cu această baltă iarăși și iarăși și iarăși și trendul, direcția va fi una de degradare și mai gravă, și mai gravă, și mai gravă. Asta este opinia mea. Am dreptul să mi-o exerce deocamdată, cel puțin, dacă nu vin procurorii să ne ridice și nou imunitățile pe care nu au de unde să le ridice, dacă nu vin și nou o să ne ceară socoteală pentru faptul că ne exprimăm punctul de vedere care este unul fundamental, constituțional și european deocamdată, cel puțin, slava Domnului, pe lângă guvernarea noastră de Republica Moldova, mai există și Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Doar că se pare că atunci când nu le convin deciziile, aceștia spun că și acolo tot de oamenii rușilor. Și acolo au ajuns tentaculele FSB-ului rusesc și acolo anii a Nebunia în care ne duce această guvernare, felul în care vor ei ca noi să gândim, este grav, prieteni. Dacă ei au ajuns să spună că și CEDO s-au vândut la ruși, ei ne duc pe noi în Europa. CEDO este o curte europeană. Ei deja și Europa sunt gata să o zoiască și să spună chiar nu mai să fie ei unicii corecți și ei să fie unicii de la putere. Gândiți-vă, vă, vă rog, această chestiune, pentru că eu nu o spun cu nicio răutate, fără niciun interes ascuns, politic, nu sunt candidat, nu reprezint un partid, nu am alt interes decât să trăim într-o normalitate. Pe mine mă înspăimântă în gândul că oamenii pe bune vor ajunge să gândească așa cum vor ei. În ce societate vom trăi noi? În ce stat vom trăi noi dacă oamenii vor începe să gândească așa cum vor ei? Și dacă noi nu vom opune rezistență, dacă noi nu o să apărăm mintea trează și lucidă, teafără la cap, noi o străim într-o lume nebună. Eu nu vreau să trăiesc într-o asemenea lume, eu nu vreau să-mi cresc copiii într-o lume nebună, eu nu vreau să trăiesc această nebunie, ea trebuie oprită. Mulțumesc frumos pentru atenție! Și vă rog, dacă sunteți de acord cu cei ce spun, dacă susțineți acest lucru, să distribuiți acest mesaj. Este foarte important, credeți-mă, ca să vedem că suntem mai mulți. Să nu credeți că sunteți unicul, să nu credeți că gata, toți în jur, toate conturile false vă au copreșit. Suntem mulți, haideți să avem curaj să spunem lucrurile pe nume și să nu ne fie frică de percepția publică și de etichetele pe care ne vor aplica. În Europa, fără pas.